Emoții mari și bucurie de nedescris sâmbătă în familia Simonei Radiș, canotoara din județul Botoșan, din echipa de 8 plus 1, care a câștigat cea mai strălucitoare medalie în proba feminină de canotaj de la Jocurile Olimpice 2024. Cu cel mai alert ritm de vâslit, fetele au dominat toată cursa până la final. Au trecut linia de finish la o lungime de o barcă și jumătate în fața sportivelor din Canada. Echipa feminină a reușit după 20 de ani să ia aurul la proba Regina Canotajului, la 8 plus 1. Canotoarea Simona Radiș este din localitatea Vrămeni, Botoșani. În ziua cea mare, când echipajul feminin de 8 plus 1, din care face parte botoșenanca, a concurat la proba feminină de canotaj de la Jocurile Olimpice, familia Simonei a urmărit cu emoție cursa dominată de românce până la final. Simona Radiș și Ioana Vrânceanu, Amalia Bereș, Adriana Adam, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Roxana Angel, Magda Rusu și Victoria Petranu au reușit cu o viteză de neimaginat să aducă după 20 de ani aurul acasă. A fost o adevărată demonstrație de forță la fiecare mișcare. Bravo, fetelor! Bravo! A fost o curs formidabil! Bravo, fetelor! Bravo, bravo, trăite la maxim, palpitații de inimă, of, minunate, minunate când le vezi că câștigă și-s bucuroase și mândre ele acolo, bravo fetelor, nu am cuvinte, felicitări, bravo. Și acum își amintește mama Simonei de prima medalie a fetei, care și-a descoperit pasiunea pentru canotaj la vârsta de 14 ani. Prima medalie, cred că a fost ceva naționale pe București, cred că a fost un, dacă nu mă înșel, un argint, atât de mândru a fost de argintul ăla, prima ei medalie, că nu a început să vină aurul. Mai mergând și noi la Iași la concursuri, am mai luat și aur, am mai luat și argint, așa e la început, până te obișnuiești, până, da, primul ei, prima medalie a fost un argint, dar foarte încântată când a venit cu ea acasă, vai. Simona nu a uitat de unde a plecat, povestește mama canotoarei. Un copil normal, nu a uitat de unde a plecat. Ne ajută prin curte, discutăm, povestim, merge în sat dacă avem nevoie la cumpărături, merge cu noi și pe deal, îi place. Nu, toată lumea o știe că nu a uitat de unde a plecat. Ca două surori sunt Simona Radiș și Ancuța Bodnar, originară din județul Suceava. Parcă ar fi două surori, da, parcă ar fi sora pe care nu a avut-o Simona, de-o seamă cu ea. Simona mai are o soră mai mare, dar plecată. În schimb, în Ancuța a găsit sora pe care nu a avut-o. Sportul înseamnă multe sacrificii pe care și Simona le face. Deodată când văd palmele, când văd antrenamentul cât e de greu când vine acasă și face, câteodată i-am zis, o să vină timpul și ai stila și într-o zi parcă te văd că ai pus stop așa de la o supărare. Și o zis, da, să știi, mami, că câteodată chiar îmi vine să iau bagajul și să mă las de sport. Este a 10-a medalie pentru România la această probă și a 4-a de aur la 12 ediții ale Jocurilor Olimpice.